Olga Vasilescu a stârnit revolta biologilor, ce ministrul îi permit să jignească. Biologii, chimitii, biochimitii din România îi transmit ministrului muncii, Ria Olga Vasilescu, o scrisoare deschis prin care îi exprim nemulumirile legate de legea salarizării, îi cer deschiderea spre dialog. Ministerul Muncii și Justiției Sociale a avut sarcina de a stabili politicile salariale în domeniul sănătății, care trebuiau să se bazeze pe o înțelegere exactă a importanței fiecărei profesii, a studiilor necesare pentru a atinge un anumit grad de pregătire, dar și pe o analiză de ansamblu asupra mecanismelor care pun în mișcare echipa medicală. Observ-me, din păcate, ce nu s-a inut cont de aceste deziderate și ce nu există, nici în prezent, o deschidere spre dialog. Biologii, chimitii, biochimitii din sistemul sanitar s-au trezit brusc în fața unui destin profesional modificat dramatic de legea cadru numărul 153/2017 a salarizării, din cauza unei abordări arbitrare a complexității competențelor și muncii acestora în sistemul sanitar. Încercările vedite denigratoare, halucinante, neadevărate și ofensatoare ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale, din ultimele săptămâni, la adresa biologilor și biochimitilor din sistemul sanitar, în încercarea populist, bazat pe lipsa de cunoaștere a importanței acestora în laboratoarele clinice, de a justifica discrepanțele uriașe de salarizare create între noi și colegii medici de laborator, nu reprezint decât o abordare politicianist lipsit de orice urmă de umanitate și înțelegerea setării de fapt. Afirmaile din pres conform cărora biologii și biochimitii din sistemul sanitar trebuie peletii precum profesorii de biologie pentru că au aceleași studii se bazează oare pe realitatea din România și statele din Uniunea Europeană? Ultima oră, Covesi, audiat de inspecția judiciară. Biologii, chimitii, biochimitii din sistemul sanitar din UE, precum cei din România, sunt profesioniști de înalt calificare ce ating acest nivel după educația universitarii postuniversitar de specialitate, licen, masterat profesional/sau doctorat, la care se adaugă obligatoriu diferite specializări medicale conform unui curriculum european pentru medicini de laborator, E4 European Syllabus. Aceste profesii fac parte din politica de reglementare a Uniunii Europene, Directiva 2005/36/CE a Parlamentului și a Consiliului European, privind recunoaterea calificărilor profesionale, revizuit în 2013, Directiva 2013/55/CE. În toate rile din Europa, acetii speciali medicaie medicale sau tinific biologi, biochimitii sau chimitii, sunt recunoscuți ca speciali medicali de laborator, iar profesia se practică la un nivel complet comparabil în rile din Europa. Mai mult, în sistemul medical din UE-SUA, lucrează geneticieni moleculari medicali, absolvenii de biologie, având o profesie distinctă care beneficiază de o salarizare net superioară unui medic de laborator, ceea ce nu e cazul în România.
dacă aceste denigri ale profesiei și dezinformări repetitive la adresa biologilor, chimitilor și biochimitilor din sistemul sanitar s-ar fi făcut în orice alt ardinuie, ministerul de resort i-ar fi cerut cu siguranță scuze oficial. Dactoi acei olimpici la biologie naional și internaional, cu care v-ai mândrit în oraul dumneavoastră, studenii acum la biologie medicală în marile centre universitare ale lumii, Cambridge, Londra, Manchester, vor vedea modul unic în Europa în care România tratează această ocupație, / profesie, vei întrebme ce le vei spune. Ce ministrul îi permite să jignească absolvenii ai facultilor de biologie, minimizând importanța profesiei de biologii considerând-o inferior celei de medic în privința complexității și pregătirii, având în vedere ce la momentul actual ei lucrează în universitii de top din lume și la NASA, în domenii de cercetare de vârf, cum ar fi oncogenomica, medicina regenerativă, exobiologie sau bioinformatică. Întâlnire de urgen la Ministerul Sănătății. La discuții participă Olga Vasilescu. Vei informe, de asemenea, ce în lume 24 de premii Nobel în medicină au fost câștigate de cetre biologi. Vei sugerme să analizai cu atenție memoriul pe care o să le depunem la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, semnat în acest moment de 890 biologii, chimitii, biochimitii din sistemul sanitar, care prezintă exhaustiv realitatea profesiilor noastre în România UE. Vei informe ce, în data de 20 aprilie, biologii, chimitii și biochimitii din sistemul sanitar, în mod independent de organizarea profesională, vor protesta în fața Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Dacă dori cu adevărat înelegerea realitilor din laboratoarele clinice, vă rugme să ne primi la un dialog direct. Cu deosebit considerație. Semnatarii memoriului, 890 de biologi, chimitii, biochimitii.